Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vlad iar aude sunete. Jocul nostru favorit. Noi vă propunem un sunet, voi ghiciți ce e. Câștigătorul primește 10 cu felicitări. 0728 3132. Luca are tableta. Fiți atenți, deci o să fie un sunet. 11 secunde de sunet. Trebuie să vă imaginați contextul în care se petrece acest sunet, ce sau cine îl face, cum de îl ce? Face, de ce și cum arată. Mamă, câte întrebări. Hai toate să vedem detaliile. Vrem detaliile, că mesajele sunt fani și noi citim după aceea mesajele voastre. Fiți atenți. Poate fi orice, da, la Star Wars mă gândeam și eu mai. Asta, că tot am vorbit de Star Wars mai devreme. Deci 0728 3132, WhatsApp, mesaje, cine face sau ce face sau cum e făcut acest sunet și, da, de ce? Stai un pic. Ia. Ne-a scris cineva că e un joc video. Nu e joc, nu sunt efecte speciale, adică nu, poate nu să fie și efecte speciale. Pasărea liră. Pasărea liră. Aduce. Uite, ciocănitoare, zice cineva. Exact ce spuneam, că o să zic că e ciocănitoare electronică. Da, e ciocănitoare care ce face ciocănitoarea? Adică în ce dă ea? Gâlceavă pe cer. Gâlceavă pe cer. Lovirea țevii, ne spune cineva. Pușcă de copii. Nu. Jocul cu avioane Galaxy. Ce? Jocul cu avioane Galaxy? Nu știu despre ce e vorba. Asta mă interesează. Jocul o piatră aruncată pe gheață. Na, știi ceva, dar nu gheață, lac înghețat. Da, nu. Știi că am mai avut noi ceva cu patinele pe lac înghețat. Mamă, ăla e un sunet excepțional, îl mai dăm din când în când. Câțu introduce votul în urmă, stai așa că... Rețele de înaltă tensiune. Rețele de înaltă tensiune. Da. Pur și simplu. Da, sunet pe gheață. Stai așa. Papagal de stepă. Papagal de stepă. Cum face papagal nu e. De stepă? Electromotor care nu pornește. Nici asta nu e. Corzi de oțel de pod. Aha, se apropie. Fir metalic tensionat. Da. Lung, lovit. Așa e, un cablu. Sunetul se aude de la lovitura unui cablu metalic întins. Bate cineva într-un cablu întins. Da, corect. Cablu întins, cineva este de fapt un muncitor cu barbă, care dă cu un patent cu într-un cablu de oțel care are câteva zeci de metri lungime. Și cum e îmbrăcat? Nu încercați așa ceva acasă. Cel mai clar. Plastic mesaj vine de la One, care zice: bate unul cu un băț o sârmă mai groasă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.